Din start vrem să menționăm că acest proiect care vine să consolideze, principiul constituțional al neutralității permanente nu este unul politic, ideologic și nu vine în contextul evenimentelor și evoluțiilor în țară vecină Ucraina. Acest proiect de mult se discută în Parlamentul Republicii Moldova și vine să asigure un set de mecanisme clare și funcționale în vederea, îndeplinirii acestei prevederi care se conține în Constituția Republicii Moldova, în legea supremă și care se numește neutralitate. Considerăm că anume în aceste zile cu toții, indiferent de viziuni politice, am înțeles cât de importante pentru Republica Moldova, o țară mică, care se află între forțe mari, între Est și Vest, cât de importantă este neutralitatea țării noastre. Dar, cu părere de rău, dacă această prevedere și există în Constituția Republicii Moldova, legislația, da, legile organice nu dau și nu creează mecanisme clare și nu dau răspunsuri la mai multe întrebări, și anume, care este rolul și esența acestei neutralități, neutralități permanente, care sunt măsuri privind inviolabilitatea frontierilor și a teritoriului Republicii Moldova, care este rolul și locul, forțelor militare străine în raport cu Republica Moldova, care sunt condițiile cooperării internaționale în domeniul militar, care este rolul și locul Republicii Moldova în cadrul misiunilor umanitare și asistenței internaționale, care este asistența militară acordată de către Republica Moldova. Bineînțeles, este vorba și de cooperare militară Republicii Moldova cu Organizația Națiunilor Unite, care este rolul și locul autorităților publice în contextul neutralității permanente, adică ce trebuie să întreprindă Parlamentul, Guvernul și toate instituțiile publice ale statului. Și evident, acest proiect de lege vine cu răspunsul la întrebare care sunt relațiile internaționale a Republicii Moldova în condițiile neutralității permanente. În sensul celor expuse, am elaborat cu colegii un proiect de lege în vederea dezvoltării conceptului constituțional al neutralității permanente, bazându-ne pe principiile practicii internaționale, raționamentele geopolitice, potențialul economic și militar, precum și de mijloace politice externe disponibile Republicii Moldova. Constituția țării noastre, legea supremă, peste 2 ani, deja îndeplinește 30 de ani și evident că situația în lume, situația în regiune, chiar situația politică în țara noastră, da, a evoluționat, s-au produs mai multe evenimente care astăzi cer de la noi răspunsuri clare. Ce înseamnă neutralitate permanentă a Republicii Moldova? Stimați colegi din Parlament, stimați deputați din partea Partidului Acțiunii Solidaritate, venim cu o precizare importantă. Este o inițiativă legislativă, dar avem ca și scop nu doar ca această inițiativă să existe. Pentru noi este important că ea să fie aprobată de majoritatea deputaților în Parlamentul Republicii Moldova, ori chiar unanim de toți 101 de deputați. Și în acest sens, nimic nu este bătut în cui și suntem gata să avem mai multe consultări, fie ele închise, fie ele publice, cu implicarea tuturor experților, cât din Republica Moldova, așa și din afara țării, cu implicarea organismelor internaționale, astfel încât să avem o lege funcțională, astfel încât statutul neutralității permanente a Republicii Moldova să fie un produs a consensului politic. Ultima perioadă de timp, noi ne-am convins cât de important este dialog între forțele politice în Parlamentul Republicii Moldova. Ne-am convins cât de importantă este solidaritatea în momente dificile pentru țară, pentru cetățenii Republicii. Și în acest sens suntem deschiși pentru diferite formule. Ori amendamente și modificări a acestui proiect de lege, ori elaborarea unui nou proiect de lege în condițiile unui dialog și unui consens și în cadrul unor dezbateri
publice sau mai puțin publice. Pe noi ne interesează acest proiect de lege ca un set de mecanisme, ca un set de răspunsuri la întrebările care le-am enumerat mai sus. Cu toții înțelegem că pentru Republica Moldova statutul neutru poate oferi și anumite avantaje, cât de punct de vedere a securității, așa și din punct de vedere economic și social. Cu toții înțelegem că acest statut trebuie să fie temelie pentru consolidarea societății și pentru solidarizarea societății în anumite momente. De aceea, încă o dată reiterăm poziția noastră, este un proiect de lege important, dar suntem absolut deschiși pentru discuții, pentru consultări, pentru dezbateri, pentru dialog și, finalmente, pentru aprobarea acestui proiect de lege de către majoritatea deputaților în Parlamentul Republicii Moldova.